Infernul lui Dante, în viziunea sculptorului Marian Zidaru, este cea mai recentă propunere a curatorului Erwin Kessler. O expoziție impresionantă cu lucrări de sculptură și desen de mare impact invită publicul la Combinatul Fondului Plastic din București. O expoziție personală de sculptură semnată Marian Zidaru este un eveniment rar și mult așteptat. De data aceasta, o adevărată desfășurare de forțe este găzduită de Galeria Nicodim de la Combinatul Fondului Plastic din București. Astfel, una dintre cele mai spectaculoase galerii bucureștene s-a transformat într-un receptacol pentru spectacolul dantesc propus de Marian Zidaru. Galeria Nicodim este un spațiu generos pe care trebuie să recunosc că l-am râvnit toți acești 10 ani de când s-a deschis galeria și iată acum am ajuns să expun aici prin generozitatea celor care se ocupă de galeria, respectiv a soților Nicodim, și sigur că m-am putut desfășura în largul meu. Sunt piese mari, atelierul era sufocat și aducându-le aici mi s-au părut că sunt sculptură mică. Infernul lui Marian Zidaru nu își propune să fie înfricoșător, dimpotrivă. Chipurile diavolilor frizează ludicul, fiecare lucrare în parte și toate la un loc degajă un aer erudit și sofisticat. Formele sunt suple și așezate, mesajul este unul integrator și optimist. Această expoziție Inferno s-a născut în urma unei colaborări cu Cristian Bădiliță. Am făcut ilustrațiile la 7 cărți în traducerea lui, printre care și Divina Comedie a lui Dante. Infernul este o traducere fără versificație pentru claritatea mesajului, lucru care m-a ajutat foarte mult. Și în urma acestor ilustrații s-au născut în primul rând desenele de pe pereți și apoi obiectele, unele noi, altele adaptate la această temă. Nu este vorba, după părerea mea, despre chinuri fizice, ci despre chinuri morale, suferința sufletului în urma faptelor mai puțin lăudabile pe care le facem cu toți. Am inclus în această temă și judecata de apoi și tronul judecății, chitul lui Noe, ca un fel de balena salvării. Pruncul nevinovat care i-a adăpostit în pântecele balenei și nu simte infernul prin care trece. Expoziția am îmbogățit-o și cu o coloană sonoră, în colaborare cu Călin Țopa. Am încercat să continui acea linie a artei contemporane de factură românească, având elemente din zona maestrilor care m-au format. Bineînțeles, Virgilius și Dante sunt lucrate într-o manieră brâncușiană. Grămada de păsări este cioplită cu toporul în maniera folclorică, populară, încercând să ajung la forma cea mai simplă a unei sculpturi. Și forma cea mai simplă nu poate fi altceva decât o țeapă sau prepeleacul care se înfige în pământ pentru a clădi fânul. O expoziție de neratat și cu siguranță una pe care parcursul artistic al lui Marian Zidaru o va consemna drept reper, rămâne deschisă publicului până pe 10 iunie la Galeria Nicodim din București.